scumpără pe Israel. El geme sub povara grea și zorii așteaptă noaptea grea. Până să revină Emanuel. În această seară de sărbătoare suntem aici în casa Domnului să ne aducem aminte că a venit altă dată, a venit prima dată în această lume ca Mântuitor al nostru. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu această ocazie când să ne aducem aminte, dragii mei, de evenimentul acesta extraordinar din planul lui Dumnezeu când s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor. Nașterea Domnului Iisus Hristos a pornit un șir de alte evenimente care ne vizează pe noi pe toți. S-au derulat evenimentele acestea cu o repeziciune uluitoare. 33 de ani și ceva la scara istoriei înseamnă ceva foarte repede. Și toate acestea prinse în planul lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să se aducă pe sine ca jertfă pentru mântuirea noastră. Aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru că suntem aici la sărbătoare. Ne-a pregătit Dumnezeu această ocazie și ar trebui să-i mulțumim, dragii mei, pentru că ne-a avut în vedere, că ne are în vedere și într-o zi va reveni pentru ca să ne ia pe mântuiții Lui în împărăția Lui glorioasă. Haideți împreună să ne rugăm Domnului.
Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vreau să vă salut pe toți cei care în această seară, chiar dacă vremea de afară nu este foarte prielnică, v-ați grăbit să veniți în locul acesta spre casa lui Dumnezeu și să ne constituim în această adunare de sărbătoare. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mă rog Domnului să dăruiască fiecăruia dintre noi duc de rugăciune, inimă, ca să cântăm laudele Domnului. Merită Dumnezeu să fie proslăvit, să fie binecuvântat, pentru că atât de mult ne-a iubit încât l-a trimis pe Fiul Său în această lume. Este expresia desăvârșită a dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și este parte din planul de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu ființele noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și seara aceasta să fie o seară de o proaspătă întâlnire cu Dumnezeu. Vreau să salut și pe fratele Ciprian Terinte, Dumnezeu să-l binecuvinteze, salut și pe fratele Adi Jurș, amândoi sunt slujitori la Biserica Vestea Bună din București, au venit să viziteze familiile aici pe la Cluj, să viziteze Biserica Domnului, Domnul să-i binecuvinteze și mă rog pentru fratele
Ciprian Terinte să îl folosească Dumnezeu în această seară, într-un mod special, în proclamarea cuvântului din Scriptură. Aș vrea să vă anunț că mâine dimineață, 25 decembrie, prima zi a sărbătorii nașterii Domnului, avem slujba aici în Casa lui Dumnezeu de la ora 10. Mâine dimineață, în cadrul slujbei de mâine dimineață, va cânta corul anilor 90, Domnul să binecuvinteze și slujirea lor. Apoi duminică dimineață de la ora 10 ne întâlnim din nou în Casa lui Dumnezeu, prima serie, seria cu literele M până la Z, și apoi seara de la 18, seria cu literele de la A până la L. Aș vrea acum să ne pregătim să cântăm împreună spre slava Domnului. După ce cântăm împreună spre slava Domnului, cântă fanfara. Apoi sora Naomi Olar dorește să cânte o cântare spre slava Domnului, va cânta apoi corul. Îl invit apoi pe fratele de jur să aducă un salut pentru biserică și după aceea anunțăm cum continuăm slujirea înaintea lui Dumnezeu.
Thank you.
celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranța pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Pământul adormit,
oameni rostesc mântuirea venit. Speranță e, simți fiorul mântuirii. În ai Mariei ochi o poți găsi, în glasul pruncului o poți auzi. Speranță e, se împlinește ce a fost promis. Sună în noi, simțim și azi al ei fior. Cerul precoborât într-un prunc înfășat, pace fie în copilul tăpân. Dumnezeu s-a întrupat, Domn și Rege e Creator. Mă bucur să mă găsesc în mijlocul dumneavoastră, într-un moment de sărbătoare, în biserica în care am crescut. Vă aducem salutări de la Biserica Vestea Bună din București, coordonată de prea iubitul bisericii, pastorul Emil Meștereagă. Salutul nostru este nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Exact ceea ce a făcut Domnul. Când noi am fost în conflict cu Dumnezeu, El a inițiat planul reconcilierii dintre noi și El și a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere. Astfel că primul mesaj pe care Dumnezeu l-a rostit omenirii a fost prin intermediul unui înger, unor păstori, care au auzit această veste minunată și acest mesaj a fost: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și văd din această afirmație că scopul venirii Domnului Iisus pe pământ n-a fost ca prin intermediul misiunii îndeplinite să-și câștige onorurile care să-l califice pentru poziția de domn, pentru oficiul de rege, pentru că deja avea această poziție.
Și din perspectiva acestei poziții de domn, de stăpân al Universului, își asumă calitatea aceasta prin care poate dovedi lumii cea mai înaltă formă de dragoste. Dumnezeu ne-a iubit cu adevărat. Și vedem că importanța acestui eveniment al nașterii Domnului Iisus nu este doar din perspectiva scopului salvific al Domnului Iisus, ci este dată și de natura celui care se sacrifică, a Domnului Iisus care este stăpân, domn, Domnul Iisus care este cuvântul lui Dumnezeu întrupat, cel prin care lumea a venit în existență și prin care totodată suntem conștientizați de valoarea sacrificiului depus de Domnul Iisus, nu numai pe dealul Golgotei, ci și din iesle, pentru că și aici vorbim de un mare sacrificiu, că Domnul s-a smerit atât de mult. Așa că mă bucur să vă revăd pe mulți din dumneavoastră, chiar dacă am înaintat în vârstă fiecare dintre noi, ne apropiem către Domnul, către Împărăția Cerurilor și aceasta este o veste bună. Vă adresez salutări din partea familiei noastre, Dumnezeu să vă binecuvinteze și îndemnul meu personal este ca împreună să rămânem credincioși Domnului, să continuăm această revedere și în Împărăția Cerurilor. Amin. Mulțumim fratele Adi pentru salutul pe care l-a dus, Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i binecuvinteze casa și slujirea pe care o face acolo la București. Haideți să ne pregătim să cântăm împreună spre slava Domnului. După ce cântăm împreună, va cânta fanfara, apoi va cânta un gvintet spre slava lui Dumnezeu, după aceea corul și în urmă la toate acestea ne pregătim să mai facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu-i stă în
născut Iisus. Cântăm glorie, glorie, s-a născut Iisus, pace ne-a adus. S-a născut Iisus, pace ne-a adus.
Dragii mei, nașterea Domnului Iisus Hristos a fost un eveniment istoric. Și chiar dacă, așa cum spune Sfânta Scriptură, la înfățișare a fost găsit ca om, Domnul Iisus Hristos este numit în Scriptură Mântuitorul, Mântuitorul oamenilor, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Acum, ce aș vrea eu să vă spun în această seară, în foarte scurte cuvinte, este, dragii mei, faptul că noi toți ar trebui să vedem cel puțin acum de sărbători ce atitudine avem față de Mântuitorul care s-a născut. Vin sărbătorile, ne îmbrăcăm în sărbătoare, trec sărbătorile, dar atitudinea aceasta, dragii mei, trebuie să o decidem. Ce atitudine avem față de Mântuitorul trimis de Dumnezeu în această lume? Știți că atunci când s-a născut au fost oameni și toată istoria, în toată istoria au fost oameni care au manifestat indiferență? Știți asta? A trimis Irod niște slujitori la mari preoți. Unde trebuie să se nască Hristosul? Mai vreau să vă întreb, știau oamenii aceștia unde trebuiau să se nască Hristosul?
Au știut foarte bine să apeleze la text din Biblie să spună în Betleemul din Iudeea. Nu doar că au știut unde trebuia să se nască, au știut că s-a născut. Dar pe noi nu ne interesează. Și-au văzut de ale lor. Câți oameni din vremea noastră, dragii mei, știu de sărbătoare, știu de naștere, știu de prunc, dar pe noi nu ne interesează. Alții, dragii mei, au manifestat ostilitate. Bunoară Irod a încercat să facă ceva, să-l prindă. În împărăția lui să se nască cineva care să fie împărat. Și toată istoria, dragii mei, este plină de oameni care au manifestat ostilitate față de Iisus, față de Dumnezeu. Și au fost alții care au manifestat interes și preocupare. Păstorii, magii, oameni care atunci când au aflat că s-a născut Domnul Iisus Hristos, s-a născut Mântuitorul, au lăsat ale lor. Păstorii și-au lăsat turmele, magii și-au lăsat treburile și au pornit să se întâlnească cu pruncul sau cu Mântuitorul trimis de Dumnezeu în această lume. Întrebarea pe care o pun în această seară, dragii mei, este următoarea: unde suntem noi? Da, s-a născut, dar pe noi nu ne interesează. Alții ostilitate poate, nu vreau să cred că nu sunt în locul acesta, sunt în lumea noastră. Câți din locul acesta, dragii mei, suntem serios preocupați de Mântuitorul care a venit în această lume și vrem să mântuiască ființele noastre de toate păcatele noastre și vrem să apelăm la El, frați și surori, ca să ne rezolve problemele. Știți că atunci când a umblat aici în lumea aceasta, Domnul Iisus Hristos a vindecat încoace, a vindecat încolo, a rezolvat problema aceea, a rezolvat problema cealaltă. Întrebarea este, poate să facă și astăzi asta? Aș vrea să ne pregătim pentru această rugăciune. Știți dumneavoastră foarte bine că avem liste lungi, persoane multe, pentru care să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. În numele Domnului Iisus Hristos, în numele Mântuitorului, ca Dumnezeu din cer să intervină și să facă bine. Sunt oameni care nu pot sărbători așa cum sărbătorim noi. Să facă Dumnezeu sărbătoare în viața lor și în casa lor, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Avem lista de pe monitorul bisericii, am și eu o listă aici la mine și vreau să citesc câteva nume de aici și Dumnezeu să pună credință în sufletele noastre atunci când ne rugăm. Dumnezeu să ne asculte din cer. Să ne rugăm pentru sora Mihaela Boancă. O avem în atenția noastră de foarte multă vreme. Medicii încearcă să facă ce pot. Cât reușesc, Dumnezeu știe. Dar cu siguranță, dacă Dumnezeu se atinge de ființa asta, va fi o minune a lui Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Ne rugăm pentru sora Veronica Meșter. Dumnezeu să o cerceteze și să-i dea sănătate. Ne rugăm pentru fratele Beni Cătuna. Ne bucurăm că lucrurile merg înspre bine, dar ne rugăm Domnului să îi dea sănătate deplină, să fie un soț, un tată în familie, să fie un slujitor al lui Dumnezeu și să se arate și slava lui Dumnezeu în viața lui. Pentru sora Irina Almășan ne rugăm. Și în cazul acesta, medicii fac ce pot și nu prea pot, Dumnezeu poate totul. Ne rugăm pentru frate Liviu Buzan din Italia, pentru Doru Câmpia ne rugăm Domnului, este bolnav, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu, Domnul să-i dea sănătate în trup, Domnul să se ocupe și de sufletul lui, poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. Pentru sora Ana Luca ne rugăm, pentru fratele Sami Șipoș, Dumnezeu din cer să intervină. Haideți să stăm ridicați în picioare, dragii mei, și ca niște oameni care suntem preocupați de Mântuitorul trimis în această lume. Credem că este Mântuitorul nostru și Binefăcătorul nostru. Haideți să ne rugăm cu credință și cu compasiune și Dumnezeu din cer să ne asculte rugăciunea noastră. Amin.
Vă invit să ocupați locurile. Ne pregătim să cântăm iarăși împreună spre slava Domnului, după aceea va cânta fanfara, apoi va cânta corul, după ce cântă corul mai cântăm iarăși împreună spre slava Domnului și apoi fratele Ciprian Tărinte să fie binecuvântat de Domnul să proclame cuvântul Scripturilor și proclamarea cuvântului din Scriptură să ne binecuvinteze și pe noi cu un mesaj proaspăt de la Dumnezeu din ceruri. Amin. Stăpân pe univers, Iisus.
cea mai bună veste, Iisus. Nu e o poveste, Iisus. E unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Iisus e cea mai bună veste, Iisus. Nu e o poveste, Iisus. E unica salvare pentru mine, pentru tine, pentru toți. Iisuse, iar inima ți-o dă, cadou să fie azi. E tot ce-i mai de preț și tot ce vrei, Stăpâne. Așa cum este toată, ți-o aducem la altar. Iisus e cea mai bună veste, Iisus. Pentru tine, pentru toți.
pentru cei mai mulți dintre oameni sau pentru mulți dintre oameni, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos nu stârnește niciun alt sentiment decât duioșie și milă. Pentru că de multe ori cântăm și vorbim despre un prunc. Noi nu asta vrem să facem. Noi vrem să cântăm despre Regele Regilor și Împăratul Împăraților. Și următoarea colindă pe care vom cânta vorbește despre un împărat care a făcut pentru noi oamenii mai mult decât a făcut orice om mare din această lume. E o întrebare pe care o ridic această colindă, o provocare. Cine a făcut pentru tine și pentru mine cât a făcut Hristos? Colinda aceasta ne provoacă să dăm un răspuns. Spunea cineva așa de frumos că sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, sărbătoarea Crăciunului, e o sărbătoare care nu te lasă într-o zonă neutră. Tu trebuie să te poziționezi fie de partea Domnului, fie de cealaltă parte. Și aș vrea să medităm la versurile acestei colinde, să ne gândim serios. Dacă Hristos și-a lăsat inima frântă pentru noi, a lăsat cerul pentru noi, care-i reacția noastră la tot ceea ce El a făcut și face pentru noi? Împărați lăsând la cor.
Dragii mei frați, stimate surori, în Domnul aș dori să privim acum în Cuvântul lui Dumnezeu la un text binecunoscut care relatează episodul nașterii Domnului, acela din Luca de la capitolul 2, versetele de la 8 la 20. Luca 2, versetele de la 8 la 20. Vă invit să vă ridicați și să urmărim împreună acest cuvânt al Domnului. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui." După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: "Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul." S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors,
slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, proclamăm în zilele acestea ca Biserica a Domnului vestea minunată a întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. O veste bună. Noi spunem vestea cea mai bună pe care o putem aduce umanității. Și o veste este cu atât mai bună cu cât receptorul ei trece prin adversitate, prin criză. Cu cât criza este mai profundă, cu atât vestea bună este mai binevenită. Iar noi trecem printr-o asemenea perioadă, printr-o traumă colectivă de mari proporții. Vestea bună este foarte binevenită. Și vestea bună pe care noi o transmitem umanității este aceea că s-a întrupat Hristos, s-a născut Hristos, mărit să-i fie numele. Deci este o veste binevenită, dar este în același timp și o veste care se tot repetă, cel puțin o dată pe an, nu-i așa? Dar vorbim noi mai des de o dată pe an despre întruparea Domnului Hristos. Și atunci, întrebarea este, în ce măsură mai poate fi bună o veste care nu mai este nouă? Pentru că vestea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos nu mai este o veste nouă. Noi spunem că este bună, dar nu mai este nouă. Se aude de 2000 de ani. Iată, societatea civilă ne tot întreabă la ce ajută factorul religios în sfera publică, în viață. De ce nu l-am împinge către marginea societății, către sfera vieții private? Cu ce ne poate ajuta vestea aceasta, dacă este atât de bună? Cu ce ne poate ajuta în depășirea crizei energetice? Cu ce ne poate ajuta criza aceasta, vestea aceasta în depășirea retardului economic de care ne plângem? Cu ce ne poate ajuta vestea aceasta în privința zângănitului de arme care se apropie de frontierele țării noastre? Cu ce ne poate ajuta vestea întrupării lui Hristos în depășirea crizei pandemice? Mai poate fi bună o veste care nu mai este nouă? Astăzi aș dori să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și să observăm următorul fapt, că întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai bună veste. De fapt, este o veste atât de bună încât actualitatea ei este nesfârșită. Vestea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos este o veste atât de bună încât, prin reiterare, nu-și pierde nici forța, nici strălucirea. Ea nu cade în desuetudine. Ea rămâne de la un an la altul, de la o zi la alta, dacă vreți. Chiar dacă se repetă, chiar dacă nu mai este nouă, ea rămâne o veste atât de bună încât este mereu actuală. Actualitatea ei nu este niciodată umbrită. Nu se slăiește prin reiterare. Și să vedem de ce anume este vestea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos pe care o proclamăm mai cu seamă în aceste zile. Ne uităm în textul de astăzi și aș dori să conturăm câteva motive pentru care vestea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos este mereu actuală. Și spune Scriptura că atunci când îngerii au venit la păstori și le-au vestit nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, l-au numit pe acesta mântuitor sau salvator. Nu vă temeți, vă aduc o veste bună, astăzi vi s-a născut un salvator. Dragii mei, atunci când noi ne gândim la salvarea pe care o avem, de care beneficiem prin Domnul nostru Iisus Hristos, reflexul nostru mental este acela de a ne îndrepta imediat gândurile către jertfa Lui, către
moartea substitutivă a Domnului nostru Iisus Hristos. Și este foarte adevărat, jertfa Domnului nostru Iisus Hristos este salvatoare. Dar Mântuitorul nostru a fost salvator încă de la întrupare. Întruparea Domnului nostru este un act salvator. Și iată un prim motiv pentru care aș spune că întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este o veste atât de bună încât are o actualitate interminabilă, inepuizabilă. Prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu salvează nu doar o situație umană, ci însăși natura umană. Întruparea Domnului nostru Iisus, frații mei, până la jertfa Lui, întruparea Domnului nostru Iisus Hristos a fost soluția Lui Dumnezeu pentru salvarea, pentru curățirea, pentru restaurarea naturii umane. Deci noi știm foarte bine că toate dramele individuale sau comunitare, globale pe care le trăim, tot răul care își dă tot felul de recitaluri pe la canalele de știri, tot răul de care suntem capabili și pe care îl vedem, care este atât de spectaculos câteodată, tot răul din lume își are originea, izvorăște, dacă vreți, din același eșec primordial al umanității pe care noi îl numim căderea în păcat. Din momentul căderii în păcat, când noi am întors spatele lui Dumnezeu, când ne-am revoltat împotriva lui Dumnezeu, răul s-a insinuat în natura noastră, nu doar în mecanismele noastre sociale, nu doar în textura comunităților umane. Răul s-a insinuat în însăși natura noastră, ne-a devenit intrinsec, n-am mai putut scăpa de el. Tot ceea ce vedem în jurul nostru ca evenimente negative de mare intensitate nu este altceva decât rânjetul hidos al răului din firea noastră, care ne arată, ne demonstrează, iată, și prin pandemie, prin bolile de neînvins, incurabile, prin conflicte armate într-o lume atât de civilizată, care ne arată că nu avem soluție pentru purificarea, pentru curățirea naturii noastre umane. Răul este aciuat acolo, cuibărit acolo. Ne-a devenit consubstanțial. Și oricâte progrese culturale, științifice, tehnologice, civilizaționale am face, răul, iată, istoria ne arată că răul este acolo. Nu s-a găsit soluție umană pentru eradicarea răului din măruntaiele ființelor noastre lăuntrice. Oricât am vrea să-l scoatem de acolo, educația este foarte binevenită, progresul tehnologic este foarte binevenit, ne folosim de tot felul de dispozitive digitale, toate sunt foarte binevenite, dar pentru curățirea, pentru spălarea ființei noastre lăuntrice de aluviunile păcatului, nu s-a găsit soluție. Ei, Dumnezeu, în marea sa bunătate, îl trimite în lume pe Fiul Său și în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei, are loc acea unire, cum îi spunem noi, necontopită și nedespărțită a celor două naturi, natura divină și natura umană. Dar este, dacă vreți, o unire asimetrică, pentru că natura divină o asimilează, o asumă pe cea umană. Și prin întâlnirea aceasta simbiotică între natura divină și natura umană în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, natura umană este transfigurată. Natura umană este curățită, este desăvârșită. Dacă vreți, natura umană este sublimată. În Hristos se găsește și doar în Domnul nostru Iisus Hristos se găsește, dacă vreți, umanul în suprema lui formă de realizare. Mărit să fie Domnul! În Hristos și doar în Hristos. Și cea mai nefericită consecință a căderii noastre, dragii mei, nu a constat în răul pe care îl vedem, nici măcar în moartea fizică, ci a constat în faptul că răul acela aciuat în dubla textură, dacă vreți, a ființelor noastre, trup și suflet, răul acela a plasat făptura umană, rasa umană,
pe traiectoria morții veșnice. Moartea biologică, moartea fizică este doar un avertisment al lui Dumnezeu că urmează o alta mult mai cruntă, cumplită, moartea veșnică. Ei, dacă păcatul a făcut, răul a făcut lucrul acesta în făpturile noastre, Hristos, prin unirea, cum vă spuneam, în persoana sa, prin întruparea sa, Hristos, prin răscumpărarea, prin restaurarea firii umane, El o pune din nou, o repune, dacă vreți, pe traiectoria ei primordială, care este veșnicia. Slăvit să fie Domnul! Pentru prima dată, dacă vreți, după cădere, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, natura umană nu mai este sortită pieirii, nu mai este muritoare. Avem, dacă vreți, pentru prima dată, viață omenească veșnică în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Însă, dragii mei, dacă răscumpărarea, restaurarea firii umane rămâne în Hristos, cu ce ne ajută pe noi? Spunea filozoful Gabriel Liceanu, toți ne naștem cu o condamnare la moarte în buzunar. Asta înseamnă că ne îndreptăm către moarte din momentul în care ne naștem, nu-i așa? Procesul acesta de degradare al țesuturilor noastre nu este în controlul nostru. Ne uzăm pe zi ce trece. Se cunoaște mai mult de la o anumită vârstă. Dar pe zi ce trece ne uzăm, ne erodăm ca făpturi umane. Dacă natura umană restaurată rămâne doar în Hristos, la cine ajută pe noi? Or, vestea bună, dragii mei, a întrupării Domnului nostru Iisus Hristos continuă și găsim în textul nostru, iată, un alt motiv pentru care spunem că vestea întrupării lui Hristos are o actualitate interminabilă. Este mereu o veste bună. Și anume, prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei, tămăduirea, vindecarea firii umane devine universal disponibilă. Hristos nu o păstrează doar pentru El. Îngerii, când vin la păstori și le vestesc întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, spun, aceasta va fi o bucurie, da? Este o veste bună pentru tot norodul. Asta înseamnă pentru toată umanitatea. Da, în Hristos găsim restaurată, tămăduită, sublimată natura umană, dar vestea este bună pentru toată omenirea. De ce? Pentru că în Hristos Domnul, frații mei, Scriptura ne spune că în Hristos Domnul putem intra în trupul Său mistic prin credință și botez și astfel în Hristos Domnul primim ceea ce are doar Hristos Domnul. Și anume, viață dumnezeiască. Slăvit să fie numele Său. Natura aceea umană restaurată, readusă la nevinovăția, la nepătimirea primordială, ne este transferată prin Duhul Sfânt. Asta face, dragii mei, Duhul Sfânt în făpturile noastre. De aceea ne rugăm să fim plini de Duhul. Nu doar pentru că suntem penticostali și asta este o marcă identitară a confesiunii noastre. De aceea ne rugăm. Când ne rugăm, creăm căi, îi creăm oportunități, căi, canale lui Dumnezeu prin care firea dumnezeiască, pentru că așa spune Apostolul Petru, că suntem, am devenit părtași firii dumnezeiești, 2 Petru 1 cu 4. Îi creăm lui Dumnezeu căi și nouă ne creăm căi de acces pentru ca umanitatea aceea restaurată a Domnului nostru Iisus Hristos să ni se transfere și noi să redobândim treptat omul cel nou sau, dacă vreți, mai nostalgic, frumusețea pierdută a chipului dumnezeiesc. Frumusețe pe care am pierdut-o, frumusețe lăuntrică pe care am pierdut-o prin cădere. Pentru că uitați cum sună mai departe textul, frații mei. Spune în felul următor, slavă lui Dumnezeu, proclamă îngerii, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și slava lui Dumnezeu nu rămâne în locurile prea înalte. Și pace între oamenii plăcuți lui. Asta înseamnă, frații mei, că ceva din sfera transcendentă a lui Dumnezeu este comunicat universului nostru imanent, universului nostru creat, universului nostru material.
ceva din lumea, zicem noi, inaccesibilă a lui Dumnezeu ne este comunicat nouă, în contingent. Ceva de la Dumnezeu. Cerul lui Dumnezeu începe să se apropie de pământ până când, într-o zi, la venirea împărăției lui Dumnezeu, se vor contopi, așa cum spune rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta și atunci va fi raiul lui Dumnezeu. Cerul a început să se miște către pământ. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, dar slava aceasta este comunicată sferei umane, astfel încât între cei plăcuți lui Dumnezeu să existe buna învoire, bunele relații, armonia care reflectă slava lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dragii mei, la aspectul acesta. Dar noi, cei care spunem că suntem plăcuți Domnului sau ne străduim, în Hristos îi suntem plăcuți Domnului, suntem chemați să traducem în sfera umană armonia din cerul lui Dumnezeu. De aceea relațiile noastre trebuie să fie bune, pentru că ele sunt o oglindire a armoniei cerului lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu care se coboară și produce pace și bună învoire între oamenii plăcuți lui. Vedeți, dragii mei, cât este de grav să avem între noi, eu doar o paranteză, cât e de grav să avem între noi disensiuni, uneltiri, jocuri de culise. Să devenim, la un moment dat, fermenți dizolvanți pentru comunitate. În momentul acela, dragii mei, sabotăm ceea ce Hristos a făcut prin întruparea sa. Pentru că prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos suntem chemați să reflectăm, să traducem în mijlocul lumii armonia caracteristică cerului lui Dumnezeu. Dacă nu facem lucrul acesta, îi oferim lumii tristul recital al dezagregării sociale de care are parte în fiecare zi. Dar lumea ar trebui să se uite la Biserica lui Dumnezeu și să vadă, dragii mei, un crâmpei din cerul lui Dumnezeu, din împărăția lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, distingem în textul nostru un al treilea motiv pentru care putem afirma că întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este o veste atât de bună încât nu-și termină, nu-și epuizează actualitatea. Rămâne veste foarte bună. Pe lângă faptul că ea ne aduce vestea restaurării firii umane. Nu suntem scăpați doar de pandemie, doar de crize globale sau individuale. Ea restaurează, Dumnezeu prin ea filoxerează, dacă vreți, răul de la rădăcină. Prin întruparea Domnului Hristos, firea noastră este restaurată. Restaurarea aceasta ne este comunicată datorită întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Și apoi, Scriptura ne spune că păstorii, dragii mei, după ce au văzut, s-au convins de realitatea celor primite ca vestire de la îngeri, s-au întors și Scriptura spune că s-au întors lăudând pe Dumnezeu, mărind pe Dumnezeu pentru toate cele care le-au fost vestite și care erau întocmai. Parcursul lor de întoarcere este impregnat, este întipărit de laudă la adresa lui Dumnezeu. Asta înseamnă, dragii mei, că mai găsim aici un motiv pentru care putem spune că întruparea Domnului nostru Iisus Hristos are o actualitate interminabilă, și anume, prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, existența umană capătă un mandat. Nu este nimic întâmplător. Viețile noastre, dragii mei, nu sunt întâmplătoare. Ele au un mandat. Orice destin uman prezent în seara aceasta aici, al oricărui iubitor de Dumnezeu, răscumpărat al lui Hristos, înnoit de Duhul Sfânt, orice viață are un mandat. Și anume, glorificarea lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Și Domnul să ne ajute să ne asumăm mandatul acesta. Pentru că, frații mei, lumea poate citi despre împărăția lui Dumnezeu.
Lumea poate auzi despre împărăția lui Dumnezeu, despre mântuire, despre raiul lui Dumnezeu, despre frumusețea lui Dumnezeu, virtuțile morale ale lui Dumnezeu. Poate auzi. Și acum, mai mult ca niciodată. Vă aduceți aminte cei care ați prins vremurile dinainte de 89 și poate începutul anilor 90, cât de precare erau mijloacele de răspândire a Evangheliei și cât de interesați erau oamenii să audă, pentru că nu auziseră până atunci. Dar acum se poate auzi. De fapt, unii dintre noastre poate ați început să frecventați biserica aceasta pentru că ați urmărit o transmisiune online sau ați găsit site-ul bisericii. S-a întâmplat de foarte multe ori. Oamenii pot auzi, pot vedea, însă Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Dumnezeu vrea ca împărăția Lui să se apropie în mod fizic, dacă vreți, în mod concret, farmecul împărăției Lui Dumnezeu să se apropie în mod concret de societatea umană. Știți prin cine o va face? Dumnezeu dorește să o facă prin noi. Noi trebuie să fim oglindirea slavei Lui Dumnezeu și, dacă vreți, ipostazierea frumuseții lui Dumnezeu în mijlocul lumii, întruparea frumuseții lui Dumnezeu, a virtuților lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Noi, prin noi, Dumnezeu vrea să apropie cerul de pământ. Îmi aduc aminte, pentru a ilustra acest fapt, de un episod, acum mi se pare hazliu, atunci n-a fost chiar atât de hazliu, un episod din copilăria lui Iosif, băiatul meu, când avea vreo 5-6 ani, de fapt, din toată vremea, nu știu, de la ce vârstă, a manifestat un interes pentru reptile. Pe rând, a studiat o serie dintre ele și pe la vârsta de 5-6 ani era interesat de șerpi. Aveam enciclopedii, chiar că nu știa să le citească pe toate, enciclopedii cu șerpi, documentare pe DVD-uri cu șerpi. Atunci am aflat și eu pentru prima dată că există o meserie, o zonă de cercetare, o area de cercetare care se numește herpetologie și herpetologul este cel care studiază șerpii. Până atunci n-am știut. Asta era visul lui profesional, să facă herpetolog. Cine îl întreba ce vrei să te faci și spunea herpetolog, nu știu câtă lume. Trebuia eu după aceea să explic în ce constă arta. Și, mă rog, dar toate datele lui despre șerpi erau doar din imagini, eu știu, tipărite sau digitale, că am avut grijă să nu țină niciunul în mână vreodată. Până când, la un moment dat, am ajuns într-o biserică a fraților români din Portugalia și acolo frații din curtoazie ne-au dus la o grădină zoologică mai atipică. La un moment dat, nici noi n-am știut ce se întâmplă, stăteam pe niște scaune în aer liber și la un moment dat a venit un îmblânzitor, să spunem, de șerpi, nu știu nici eu foarte bine dacă era chiar herpetolog sau altceva, un îmblânzitor de șerpi care făcea o demonstrație cu un piton destul de masiv în fața noastră acolo. Bineînțeles, nu era agresiv și la un moment dat a întrebat, acum am nevoie de niște voluntari să mă ajute. Cine vine? Nici n-am apucat eu să spun prea multe, stai un pic să ne gândim, să vedem cum se comportă. Mâinile ridicate au fost foarte puține, bineînțeles, așa, dar, sigur, primul acolo a fost băiatul nostru, Iosif. Aveam inima cât un purice, mușchii mai contractați decât ai pitonului din fața mea, dar l-am lăsat, știind cât, ce pasiune are, cât de ardentă este această pasiune, l-am lăsat și chiar i-a permis să-l țină de un capăt, nu mai știu de care, așa că eram prea emoționat, dar oricum l-a ținut acolo. Pentru prima dată în viața lui a pus mâna pe obiectul pasiunii sale, pe un șarpe. Nu pot să vă descriu strălucirea pasională din privirile lui. Pentru că în momentul respectiv, dragii mei, dacă până atunci a avut informații despre șerpi și imaginile lui despre șerpi erau virtuale, la un moment dat au fost insistențe chiar să achiziționăm ca animal de companie un șarpe. Am folosit tot arsenalul teologic pe care l-aveam la îndemână, simbolistica biblică, pentru a-l convinge că n-ar fi bine totuși să lăsăm, să permitem insinuarea unei târătoare în spațiul nostru domestic.
Și l-am lămurit până la urmă. Dar a venit, iată, ziua în care imaginea lui despre obiectul acesta al pasiunii lui, imaginea lui despre șarpe, n-a mai fost nici tipărită, nici digitală, n-a mai fost virtuală. Cineva a venit, el a spus atunci că în mod providențial, dacă, nu știm, cineva a venit și i-a apropiat, s-a apropiat de el, i-a adus în proximitate, în mod fizic, concret, obiectul pasiunii lui. Din momentul acela aș putea spune că a devenit pasionat de așa ceva. Când a pus mâna, când a văzut că există. Dragii mei frați, stimate surori, oamenii pot auzi despre împărăția lui Dumnezeu, pot citi, pot vedea filme creștine, dar nu este suficient. Dumnezeu vrea ca împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui, cum spune Domnul Hristos, împărăția lui să se apropie în mod concret de ei. Domnul a spus, dacă eu scot demon cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, este între voi. Prezența mea fizică întrupează împărăția lui Dumnezeu, este aici între voi. Dragii mei, noi trebuie să facem, călcând pe urmele Mântuitorului nostru, avem același mandat. Parcursul nostru, ca și al păstorilor, trebuie să fie un parcurs întipărit de glorificarea lui Dumnezeu. Pe unii dintre noi ne-a pus Dumnezeu să facem lucrul acesta în mediul de afaceri. Reușim, prin felul în care facem afaceri, să le arătăm oamenilor că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei? Pe alții ne-a pus în medii academice? Reușim să demonstrăm în circuitul de idei că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de acel context? Pe unii ne-a pus Dumnezeu pentru așa ceva pe scara unui bloc și noi încercăm din răsputeri să ne facem casă, că așa și-a făcut toată lumea. Și ne întrebăm, îl întrebăm pe Dumnezeu, de ce, Doamne, toată lumea poate, numai eu nu pot? Pentru că poate Dumnezeu ne-a pus acolo pentru ca împărăția Lui să se apropie de oamenii de pe scara blocului. Poate prin unii dintre noi împărăția Lui Dumnezeu vrea să pătrundă într-un cartier nou construit. Putem noi spune, spre o desibire de toți cei care au construit acolo, prin noi, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei? Iată care este mandatul nostru, dragii mei. Iată de ce spun că vestea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos are o actualitate interminabilă. Cât va exista umanitate pe pământul acesta, ea trebuie restaurată. Restaurarea aceasta trebuie împărtășită și trebuie să fie Biserica lui Dumnezeu care își asumă mandatul întrupării acestei naturi umane restaurate, înnoite, sublimate, purificate, despătimite. Dragii mei frați, stimate surori, haideți de astăzi înainte cu ajutorul lui Dumnezeu, datorită întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, să facem din vestea întrupării nu doar subiectul lecturilor noastre, al discursurilor noastre, al cântărilor noastre, să facem din întruparea Domnului nostru Iisus Hristos modul nostru de viețuire. În fiecare zi să-L întrupăm pe Domnul nostru Iisus Hristos în mediile în care viețuim, mereu și mereu, fără grija aceea, oare ce ori zice cu tare, suntem pocăiți, avem grijă, da, e un reflex mental, e adevărat, dar dacă punem problema doar așa, s-ar putea să ni se întâmplă cum a spus o soră foarte neînsemnată, am fi zis noi, cei care am auzit-o, cu prilejul unei evanghelizări. Când erau invitați oamenii care nu-L cunoșteau pe Domnul să ia loc la evanghelizare și nu se ridica nimeni, niciunul dintre noi cei care îl cunoșteam pe Domnul și veniserăm acolo să mai auzim un alt predicator, că eram sătui de cei pe care i-auziserăm toată săptămâna. Am venit să ascultăm pe altul și nu ne ridicam niciunul ca să dăm locul celor care veniseră poate pentru prima dată. Și sora a zis, vedeți fraților,
până a vorbi omul ăla, se vede cine suntem. Nu discursul arată cine suntem, că avem oratori iluștri, muzicieni profesioniști. Până acolo arătăm cu viața noastră cine suntem. Și mă rog Domnului să ne ajute ca în fiecare zi, pentru că sărbătorim întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, să-L întrupăm pe Hristos în mijlocul lumii. Să întrupăm viața nouă a împărăției lui Dumnezeu până când vom ajunge acolo și o vom trăi la nesfârșit în prezența Tatălui nostru, al Domnului nostru Iisus Hristos, al Duhului Sfânt și a tuturor drepților lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Amin. Frați și surori, să ne apropiem să încheiem slujirea din această seară, părtășea ce am avut aici în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă rețin însă atenția cu o parte din versetul 15, unde Evanghelistul Luca spune așa. După ce au plecat îngerii de la ei, de la păstori, ca să se întoarcă în cer, a urmat ceva. Și întrebarea este, când au plecat îngerii de la păstori să se întoarcă în cer? Frați și surori, când? După ce și-au împlinit misiunea, după ce au adus vestea bună, nu? Ei, după ce păstorii aceștia au primit vestea bună, au făcut ceva. Nu s-au mulțumit să spună, am auzit o cântare extraordinară, așa cum cântă îngeri, n-am știut până acum. Nici nu s-au mulțumit să spună, am auzit un mesaj extraordinar, cum transmit mesaje îngerii, nimeni nu transmite mesaje. Oamenii aceștia, când au primit vestea bună, au făcut ceva. Au vrut să se întâlnească cu cel pe care îngerii l-au numit Mântuitorul Lumii. Au început să spună și altora, pentru că așa cum ni se spunea ceva mai înainte, Mântuitorul ăsta nu-i pentru păstorii care stăteau în câmp, este pentru tot norodul. Au început să spună și altora vestea bună. Și au început să slăvească pe Dumnezeu. Dragii mei, noi vom pleca din locul acesta. Am auzit în seara aceasta nu o veste nouă, dar o veste bună. Întrebarea este, ce vom face noi cu vestea asta bună? S-ar putea cineva să zică, bine frate Relu, dacă mi-ar fi venit și mie îngerii să-mi spună. Aș fi acționat și eu, sau reacționat și eu ca și păstorii. Dar știți că un om de undeva din locuința morților a zis, Părinte Avrame, am 5 frați acasă, trimite pe Lazar de aici să le adeverească aceste lucruri, să nu ajungă aici. Știți ce a zis Avram? Au pe Moise și prorocii. Nu trebuie să vină cineva din lumea cealaltă, din lumea lui Dumnezeu sau din locuința morților. Deja există vestea bună aici. Întrebarea este ce o să facem cu ea. Haideți să stăm ridicați în picioare, dragii mei, și să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă această veste bună e valabilă. Și încă această veste bună luată în serios. Vestea asta bună, dacă ne determină să luăm decizii, dragii mei, vom beneficia nu de o religie, nu de sărbători culturale, culturale religioase. Vom beneficia de mântuirea lui Dumnezeu în ființele noastre, în viețile noastre. Haideți să ne rugăm împreună Domnului. Thank you.
Din ceruri, pentru Mântuitorul pe care l-ai trimis în lume. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru seara aceasta când încă o dată ai pus înaintea noastră vestea cea bună. Te binecuvântăm, Doamne, te slăvim, Doamne. La despărțirea din locul acesta te rugăm să fii cu noi, Doamne, să ne dai protecția Ta, Doamne, să pui în inima noastră cuvântul Tău și să ne ajuți în fiecare zi, Doamne, să trăim în acord cu voia Ta și cu mântuirea descoperită în Hristos Domnul pentru noi. Amin. Vreau să mulțumesc Domnului, frate și surori, pentru seara aceasta, ajunul acestei sărbători. Am fost aici în casa lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul pentru că ne-a creat această ocazie, această posibilitate să fim aici. Vă mulțumesc dumneavoastră care ați venit aici pe vremea aceasta mai nefavorabilă să fim în casa lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc fraților care ne-au vizitat în această seară și pe ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și mă rog Domnului ca să fie sărbătoare în inimile noastre. Pentru că, dragii mei, atunci când este în inima noastră sărbătoare, din inimă se înalță cântări de laudă și proslăviri la adresa lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Să aveți o seară bună cu Domnul, o noapte sub privirile Domnului și mâine dimineața la ora 10, prin bunăvoința lui Dumnezeu, să ne putem întâlni aici în casa de rugăciune. Amin.